și bine ați venit la Galeria IERA. A intrat deja în tradiție colaborarea noastră cu Centrul pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare Neamț. În această seară găzduim expoziția Școlii Populare de Arte de final. Pentru mai multe detalii, dăm cuvântul doamnei director. Mulțumesc, bine ați venit, mă bucur că sunteți în număr atât de mare, chiar mă faceți să mă simt mai bine, tocmai mă plângeam că nu eram în cea mai fericită stare. Am văzut o mulțime de lucrări frumoase, rodul muncii elevilor Școlii Populare de Artă, clasa de pictură, de peste un an de zile, îndrumați de către cei trei profesorei noștri, domnul Raileanu, domnul Macavei și domnul Bistriceanu. Felicitări domnilor profesori, felicitări dragi elevi. Ați învățat timp de un an de zile să vă exprimați în culori, forme, chipuri și chiar să vă perfecționați. După cum bine știți, unii dintre dumneavoastră, elevii noștri au o mulțime de premii în țară, la concursurile școlilor noastre din țară, școlilor populare de artă. Vreau să felicit încă o dată domnii profesori, elevii, părinții, elevii mai mici, mai mari. Bineînțeles, mulțumesc pentru sprijin Consiliului Județean Neamț, Galeriei IERA, reprezentantul a vorbit mai înainte, și felicitările mele absolvenților. Începem cu cel omis de la diplomă, am uitat diploma din cauza emoțiilor la sediu, domnul Hergia Dan Nicolae, măcar să-l invităm în fața noastră și să-l aplaudăm. Să rămânem dator cu o diplomă de merit, nu doar de absolvire, să ne ștergem păcatele. Doamnei Crăciun Hiliana, vă rog, dragi absolvenți, nu plecați de lângă noi, pentru că urmează să vă vorbească și domnii profesori. Domnul Baciu Sergiu Mihailu. Doamna Baciu Maria. Cum vedeți, avem o familie. Domnul Barbănată Matei Nicolaes. Presupun că lipsește motivat. Domnișoara Danilov Alicia Elena. Domnișoara Pavel Carmen Doruța. Și doamna Moldovan Irina Maria. Și acum profesorii noștri ar vrea să spună câteva cuvinte de încheiere și de felicitări, presupun, absolvenților și viitorilor elevi ai Școlii Populare de Artă. Din câte am înțeles, câțiva își doresc să rămână repetenți, nu? Nu se pune problema. Da. Începem cu tânărul. Cu tânărul? Da, cu tânărul domnul Bistriceanu și, pe urmă, vechiul nostru colaborator, domnul Raileanu. Bună ziua și bine ați venit la vernisajul expoziției ce marchează încheierea cursurilor Școlii Populare de Artă, secția de pictură. m-am gândit intens, cu emoție și puțin trac la acest moment în care va trebui să vă adresez câteva cuvinte. Cei care mă cunosc personal știu că nu-mi place să fiu perceput altfel de cum sunt în realitate. Așa că am ales să dau gândurilor mele o formă scrisă pentru un plus de coerență și concizie. Astfel, aș vrea să vă vorbesc puțin despre experiența pe care am avut-o în primul meu an la Catedra Clasei de Artă Decorativă și Iconografie. Eu îl percep, în primul rând, ca pe o experiență de viață, ca pe un schimb de energie, de informații între mine și elevii, de fapt mai mult elevele mele, pentru că am avut numai domnișoare și doamne, de vârstă școlară, dar și adulte. În acest an am învățat unii de la alții, am descoperit lucruri noi și am evoluat împreună. Eu le-am împărtășit bucuros din experiența mea la nivel artistic și din cunoștințele mele tehnice. Le-am insuflat curajul și curiozitatea de a aborda forme, subiecte și tehnici artistice care le se păreau dificile. Când au avut impresia că s-au poticnit, fapt semnalat în celebra replică, domn profesor nu este aici, sau domnul veniți puțin, Ana, Patrici, se știe, le-am arătat că în pictură, ca și în viață de altfel, orice greșeală, fie ea aparentă sau evidentă, este reversibilă. Și le-am mai spus că, pictând cu sufletul, din suflet, niciodată nu poate ieși ceva urât sau greșit din mâna lor. Am fost fascinat de apetența lor neobosită de a crea și apoi de a reda în forme și culori propriul microcosmos populat cu elemente fitomorfe, zoomorfe și antropomorfe. Am curajul să afirm că bucuria unui copil care pictează o floare este mai mare decât a unui adult care se rezumă la a privi una înflorită în grădină, tocmai pentru că e bucuria celui care creează, e bucuria creatorului față de cea a unui contemplativ. De la voi, elevii mei, am învățat că ludicul este o componentă esențială a bucuriei de a trăi viața conștient, în prezent, aici și acum, cu mai multă detașare și mai puțină încrâncenare. Vă felicit pe toți cei prezenți, absolvenți, cursanți, părinți, prieteni și rude, și vă doresc să învățați de la acești copii minunați, să vă țineți mereu ochiul interior deschis către frumos, în toate formele în care vi se revelează. Vă mulțumesc pentru atenție. Îi dau cuvântul lui profesor Elena. Mulțumesc și mulțumesc colegului meu. Chemați-l un pic pe domnul Hergia, că a fugit. Trecem cu așa. Vreau să mulțumesc colegului meu că a scutit de un discurs mai amplu și, într-adevăr, școala noastră a devenit mai interesantă. Mi-amintesc primii ani când era foarte greu să adune o clasă și acum suntem 3 profesori și nu facem față la numărul de elevi. În ce privește în legătură cu elevii care ar vrea să se urmeze, nu cuvântul potrivit, repetent, e masterat, așa se numește. De fapt, sunt niște oameni cu convingeri și cu dăruire față de artă, pe care eu îi respect foarte mult, pentru că îi văd cum vin de la serviciu, eu având clase cu oameni mai în vârstă, mai adulți, mai așa, știți? Sunt și de vârsta mea și chiar cineva care mă întrece așa ca vârstă, și aici e foarte bine. În sufletul lor întotdeauna găsești copilul și nu e mare diferență dintre clasele dumneavoastră și ale mele. Așa că vă doresc, într-adevăr, să veniți la această școală și văd numărul mare de oameni care sunt de părinți, frați, rude, oameni curioși care nu fac parte din corpul nostru, așa, a familiei noastre, a școlii noastre. Au venit și oameni din afară, deci curiozitatea e mare. Despre expoziții vreau să spun, una, parcă în fiecare an îmi vine să spun că e cea mai frumoasă. Știți, soția îmi spune câteodată, zice că tati, în fiecare an repezi chestia asta, dar se vede că asta și se întâmplă. Acum, noi fiind 3 profesori, evident, avem posibilitatea să organizăm și mai interesant toate momentele noastre culturale. De aceea, și încă un lucru și cu asta termin, vreau să-i felicit pe toți care au luat premii și au dus în numele școlii noastre în alte ținuturi, în alte zone, acelea fiind Galați, Suceava, Brăila, Cluj, și primul an când am făcut și aici s-a realizat un lucru mare, dorința noastră de a organiza un concurs. În felul ăsta intrăm în categoria școlilor de prestigiu din țară, fiindcă, într-adevăr, au trimis foarte mulți, multe școli au trimis lucrări, dar și expoziția care o vedeți aici, cred că așa se egalează cu aia națională. Mulțumesc frumos! Mulțumim, dragul profesor, dragilor absolvenți, dragi elevi. Misiunea Școlii Populare de Artă este de a-și deschide porțile către cei care vor să-și dezvolte latura artistică și de aceea cred că meritați cu toții aplauze. Vă invităm la socializare.